Vă salut, dragilor, din nou de pe litoralul Mării Negre. Astăzi am încercat o nouă adaptare a jocului de paintball. Concurenții noștri trebuiau să se nimerească cu o pompă cu apă de data aceasta, aceștia având posibilitatea de a se ascunde în spatele unei piscine. Tinerii s-au distrat, s-au răcorit, haideți să vedem ce a ieșit! Fiecare concurent trebuie să-și nimerească adversarul. Fiecare țintă lovită acumulează după sine 10 puncte. În caz că nimeni nu reușește să nimerească la țintă, câștigătorul va fi cel care termină apa cel mai repede. Multă baftă tuturor! Haideți, fetele! 10 puncte pentru tine! Douăzeci de puncte pentru tine din nou! 30 de puncte pentru ea. 50-10. 10. Stop joc! Ana a terminat prima apa și a acumulat 50 de puncte împotriva Alexandrei, care a acumulat 10 puncte. Deci Ana este câștigătoarea noastră. Felicitări, Ana! Acesta este primul tău. Cum ți s-a părut concursul? Foarte distractiv. Ai mai jucat până acum? Nu, n-am mai experimentat așa ceva. Cum ți s-a părut competiția, în primul rând? A fost ok. M-am descurcat mai bine ca colega mea, pentru că am mai jucat jocuri asemănătoare. Care a fost strategia ta? Totuși ai reușit un scor destul de mare. Am știut când să trag cu apă și când să mă ascund. Ce altfel de jocuri joci? Nimic special. Ai mai jucat paintball? Nu. E prima dată. Felicitări, continuă să joci și mult succes pe viitor. Mulțumesc frumos. Așa cum zice și jocul de paintball, este practicat la nivel de profesioniști. Astăzi am încercat o nouă adaptare. Două tineri amatoare s-au luptat în jocul de paintball. În schimb, una singură a fost câștigătoarea. Nu a fost foarte greu să o desemnăm pe aceasta, pentru că s-a detașat enorm de adversara sa. Sperăm că v-a plăcut noua noastră adaptare a jocului de paintball pe data viitoare. Eu sunt Janine Păun și nu ezitați niciodată să vă jucați!